În urmă cu aproape 2 ani, doi tineri au ajuns la spitalul municipal din Râmnicu-Sărat după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un autoturism de teren al cărui șofer nu a adaptat viteza la condițiile de drum. La volanul autovehiculului care circula regulamentar se afla Valentin Ion. O-s rău, picioare, mâini rupte, deci de-abia i-a scos. Medicii râmniceni au făcut eforturi uriașe pentru a-l stabiliza pe tânărul din Râmnicelu, care a suferit fracturi multiple. Ulterior a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, iar într-un sfârșit la Spitalul Floreasca din Capitală. Încă de atunci, recuperarea este greoaie, iar prietenii săi, care i-au fost mereu alături, spun că tânărul are nevoie de o operație pentru suturarea arterei aorte. Din decembrie, Valentin se află în spital, mai exact de 7 luni, se află la Spitalul Floreasca, acolo unde a primit îngrijirile necesare pentru a se recupera cât de cât, să spunem, și a revenit într-o proporție destul de mare, însă acum are nevoie de o operație la inimă, ceea ce implică costuri destul de mari. Noi împreună cu familia, prieteni, încercăm totuși să facem tot posibilul pentru a se strânge banii necesari ca Valentin să își revină. Intervenția chirurgicală ar urma să aibă loc într-un spital privat, însă familia acestuia nu dispune de banii necesari. Mai mulți tineri râmniceni au demarat o campanie umanitară denumită sugestiv Donează pentru Valentin. Acțiunile din această perioadă au ca scop strângerea sumei de 13.000 de euro pentru a acoperi costurile operației. În momentul acesta oarecum și-a pus toată baza pe noi. Încredere îi dăm noi și forță. Și sperăm ca el să fie cât mai optimist pentru a ne ajuta și pe noi. Cei care doresc să sprijine inițiativa tinerilor râmniceni o pot face prin donații în contul bancar RO83BTRL RON CRT0307842601, deschis la Banca Transilvania, dar și în urnele cu care voluntarii merg pe străzile din Râmnicu-Sărat.